Teatrul de artă Deva vine în fața publicului hunedoran cu o nouă premieră, Gaițele, de Alexandru Chirițescu, în regia lui Daniel Bucur. Comedia este una dintre cele mai frumoase și mai reușite piese teatrale românești și va fi jucată de actorii Teatrului Devean vineri, în 8 decembrie, de la ora 19, cu casa închisă. De fasoane în familie. Iar cum am ieșit, cum am ieșit să-mi faci una ca asta? Lasă, frate, că suntem în familie. Ia uite, se făcuse gaură în cerc, conșela bărbați. Toți bărbații își înșelă nevestele. Parcă pe mine nu mă înșela ca asta. Numai noi ne putreștim. Comedia Gaițele face parte din trilogia burgheză a lui Alexandru Chirițescu. Piesa înfățișează în trei acte clanul Duduleanu, întruchipat de cele trei gaițe, Aneta, Zoia și Lena, precum și de generația următoare, reprezentate de Ianache, George și Colette. O comedie dramatică sau o dramă comică, că nu putem să spunem că e o comedie neagră, o comedie de moravuri până la urmă, dar este îndrăgită foarte mult de români și datorită filmului Cuibul de Vieți, care rulează de zeci de ani în continuu pe toate televiziunile și pe undeva definește un pic din identitatea noastră românească. Din nefericire, dar e bine să punctăm aceste lucruri și orice teatru care se respectă trebuie să aibă în repertoriu genul ăsta de producție teatrală. Din distribuție fac parte actorii Nicoleta Bolcă, Roxana Olșanski, Cristina Lazăr, Eugen Pădureanu, Andreea Pascu, Aurelian Culea, Diana Dănilă, Viorica Bulgac, Armand Crișan, Lorin Presecan, Gianina Iconaru și Dumitru Stegărescu. Vineri ora 19, din păcate nu mai sunt bilete, dar se va relua în 12 ianuarie. Vă așteptăm cu mare drag pe cei care s-au cumpărat bilete la premiera noastră, la Teatrul de Artă Deva, vineri ora 19.